Oameni buni, am revenit la Secretele Brașovului, în cea de-a doua parte a emisiunii. O să vă invit în continuare, dat fiind faptul că duminica e duminica votului, să mergeți la vot, să nu uitați să votați, că dimineață, că după masă, că până când se închid urnele, mergeți și votați, faceți-o pentru că e un exercițiu democratic și suntem un popor democratic. Dar în partea a doua a emisiunii vom discuta despre un subiect foarte interesant. Am alături de mine pe doamna conferențială universitară, doctor ingineră Cristina Maria Canja, prodecanul Facultății de Alimentație și Turism. Bine ați venit, doamnă! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Facultatea de Alimentație și Turism din cadrul Universității Transilvania, acum, în aceste zile, a organizat evenimentul Think Christmas, adică gândește în spiritul Crăciunului, mă gândesc că s-ar traduce în română cumva, sau dacă e alta idee, o să vă rog să-mi spuneți noastră. Și asta ar fi prima întrebare. În ce consta acest eveniment și cui a fost adresat? Evenimentul se dorește un eveniment de tradiție. Din fericire, anul acesta ne aflăm la a doua ediție. Am reușit să o organizăm împreună cu colega mea, doamna conferențiară Laura Cizmaru, care este mentorul acestui concurs, eveniment. Exact, să gândim și să simțim în spiritul Crăciunului, cu țintă precisă spre absolvenții și viitorii absolvenți de liceu, potențiali studenții Facultății de Alimentație și Turism și prin extrapolarea ai Universității Transilvania din Brașov. Știu că s-a organizat cu niște echipe, există un sistem în care, nu știu, poate ne puteți spune câteva lucruri există așa din spatele cortinei. Da, așa din spatele cortinei, pe scurt, există un sistem de parteneriat cu mediul economic și cu preuniversitarul, cu cele mai prestigioase anul acesta colegii naționale din Brașov, dânsele ne-au fost alături. Au fost echipe mixte de studenți și elevi sub coordonarea atentă a unor renumiți șefi bucătari ai Brașovului. S-au pus la treabă în conceperea unor produse dulci de Crăciun, să sensibilizăm puțin elevii de liceu și să le deschidem atenția sau să le atragem atenția spre ceea ce înseamnă alimentație și turism în Brașov. Cred că a fost înghesuială, așa mă gândesc eu, că produse dulci de Crăciun, ce ar putea să fie din punct de vedere? Spre bucuria noastră, și aseară a fost foaierul Facultății de Alimentație și Turism. Hai să nu spunem că a fost arhiplin, dar ne-am bucurat de un număr ridicat de elevi și de studenți care au participat la eveniment. S-a încheiat seara cu un mic moment artistic și, bineînțeles, cu momentul de degustare a produselor prezentate în concurs. Ce a câștigat? Spuneți-mi și mie așa. A câștigat o poveste frumoasă de Crăciun, să-i spun așa, într-un pahar de sticlă. Așa au conceput elevii Colegiului Național Andrei Șaguna desertul lor de Crăciun și s-au jucat un pic cu aromele specifice Crăciunului, cele de vin fiert cu scorțișoară și, bineînțeles, fructele de sezon, perele și merele pe care le-au combinat pentru un desert, zic eu, destul de reușit, ținând cont că sunt elevi de liceu de clasa a 9-a și a 12-a. Deci creativitate clar există, asta e un lucru lămurit, însă e aici un studiu recent, conform cărea România se află în primele 5 țări din lume și ar trebui să ne bucure că auzim că este în primele 5 țări din lume, dar dacă continuăm fraza, o să vedem cu deficit de talente, iar posturile de meseriaș, calificat și inginer ridică cele mai mari probleme angajatorilor. Este o declarație a domnului ministru al muncii, domnul Dragoș Pâslar, într-o conferință de presă de profil. Este așa sau nu este? Cum vedeți de acolo dumneavoastră din interiorul fenomenului? N-am o experiență foarte, foarte veche, să spun, în domeniu, că nu sunt în învățământ decât doar de 16 ani. Dar pot să spun că l-aș putea contrazice pe domnul ministru, dacă mi-este permis această ghilimea la exprimare, pentru că cred că avem talente suficiente și suntem un popor creativ, însă nu suntem valorificați suficient de mult. Bine, nici dânsul spunea, poate n-am citit eu complet, e vorba de deficitul de talente ca și număr, adică nu, cel puțin cred că așa se referă acest studiu. Da, probabil că e o statistică. Da, e o statistică, adică nu suntem suficienți, nu că n-am fi talentați. Că talentați, exact. Eu cred că, slavă Domnului, asta e și părerea mea, eu cred că românii sunt talentați, dar... Da.
problema majoră cred că este la număr. Și aici, nu știu, mai fac o paranteză și poate dumneavoastră aici aveți date mai concrete din Brașov. Am destui prieteni, m-aș putea să spun, care lucrează în alimentație publică sau care dețin, nu știu, mici afaceri care, din Brașov. Și îmi spuneau același lucru, vreau să angajez un ospătar, am o mare problemă, îl angajez, nu îmi pleacă repede, nu știe anumite lucruri. Bine, acum putem discuta multe aici, vreau să angajez un bucătar, sunt puțini care știu și care doresc să învețe, să progreseze, așa mai departe. Dar asta este opinia dânșilor de acolo. Acum, bine, vine și întrebarea, ce salariu are, ce salariu are în străinătate și aș vrea să discutăm un pic pe marginea acestui subiect. De ce? Pentru că, până la urmă, ceea ce iese de acolo, din Facultatea de Alimentație și Turism, ar trebui să ducă în segmentul ăsta, iar Brașovul, slavă Domnului, se pare că are nevoie de așa ceva. Cu siguranță Brașovul are nevoie de forță de muncă în domeniul alimentației și turismului, însă problema cea mai mare este prăpastia creată între mediul universitar și formatorii de oameni calificați în acest domeniu și mediul economic. Pentru că deseori ne izbim de, nu neapărat de un refuz al celor din mediul economic în ceea ce privește practica studentului sau, mă rog, a elevului din preuniversitar, dar și condițiile de practică, accesibilitatea la locul de practică a studentului nu este valorificat suficient, nu este pus în valoare și nu este stimulat să fie creativ la locul de muncă și să dovedească că totuși are niște cunoștințe în domeniul în care s-a pregătit, că după 4 ani de facultate la licență și după 2 ani de master, nu putem să spunem chiar că nu sunt pregătiți studenții noștri, că poate au mici deficiențe în ceea ce privește pregătirea practică. Asta zic că împreună cu mediul economic, dând mână în mână, cred că putem să ajungem la rezultate notabile și să nu mai fie nemulțumiți nici hotelierii, nici cei din alimentația publică de produsele oferite de către furnizorii de formare. Acum că ascultam ceea ce spuneați, mi-a venit o idee. Haideți să încercăm să le separăm un pic. De ce? Pentru că cred că sunt totuși două lucruri, deși merg mână în mână, clar, alimentație și turism. Din punct de vedere al practicii, nu știu, mă contraziceți, eu văd din exterior lucrurile, așa că poate greșesc. Din punct de vedere al practicii, una este alimentația, pentru că în alimentație, totuși, dacă ai bunăvoință, tu, mă refer ca și student, poți învăța foarte multe. Eu mă uitam zilele trecute și mă uit în general, sunt pasionat de așa ceva, mă uit pe YouTube și văd o grămadă de lucruri. Adică în mediul online poți să vezi o grămadă de lucruri interesante. Bun. Și să și afli lucruri pe lângă, suplimentar, pe lângă ceea ce poți învăța la facultate. Și aia mă gândesc că poate nu-ți trebuie neapărat atât de multe, e suficientă de multe ori, o plită, un frigider, adică nu-ți trebuie ce știu eu ce ca să poți să faci lucruri și să-ți faci mâna, cum se spune. În turism însă e un pic mai dificil, pentru că acolo nu prea poți să-ți faci singura pensiunea omul. Sau, da, exact. Și sau lucrând cu omul nu e chiar atât de ușor să ratezi un preparat și să-l iei de la început. Da. Când ai ratat o primire a unui oaspete într-un hotel, acel oaspete are un feedback negativ asupra locației respective și atunci cred că e un pic mai greu decât. Are și alimentația punctele ei dure, să zic așa, pentru un proaspăt absolvent sau un student în domeniu, dar cu puțină bunăvoință și cu multă autocunoaștere și determinare, cred că se reușește în domeniu, fără doar și poate. Iată, până la urmă, și această activitate pe care ați făcut-o, acest Think Christmas, are rolul, mă gândesc, tocmai de a apropia și de a aduce și agentul economic și practicantul și universitatea cumva la oaltă și să încerce să se creeze până la urmă o echipă de care are nevoie cam toată lumea. Că exact. Și încercăm prin genul acesta de evenimente să și creăm niște punți de legătură și să îi stimulăm pe studenți sau pe elevi să-și descopere poate niște valențe culinare sau, de ce nu, ne ducem spre mai mult, de artă gastronomică, pentru că avem nevoie de genul acesta de activitate și în țară și, de ce nu, poate că nu chiar la export să-i dăm, dar să fie valorificați mai mult în țara noastră, că
har domnului potențial turistic are România, dar trebuie să-l și valorifice. Apropo de asta, că spuneați de artă gastronomică, Brașovul are clar câțiva artiști gastronomici, poate nu valorificați la adevărata valoare, poate nu neapărat cei mai importanți din țară, însă mă refer aici la o zonă turistică, așa cum e Brașovul și Poiana Brașov și avem Valea Prahovei și toată această zonă. Eu cel puțin, părerea mea este că și turismul gastronomic, mă uitam acum într-un studiu, este undeva în loc mondial, locul 3 până la locul 5, balează ca și importanță. Deci, iată că loc ar exista. Ori noi, slavă Domnului, nu ducem lipsă nici de tradiție, de istorie în anumite lucruri, însă trebuie omul potrivit, acela care să creeze acea artă. Da, trebuie omul potrivit și omul care să valorifice, că avem destule tradiții culinare. Trăim într-o zonă, chiar în Brașov, în care este, hai să-i spunem, un flux de tradiții culinare care nu sunt valorificate. Și cred că mediul turistic, agențiile de turism pot să creeze destul de multe trasee turistice pe zone cu tradiții culinare și în Brașov, Transilvania, putem să trecem munții în Moldova foarte ușor, pentru că și ei au potențial gastronomic care poate fi valorificat și de ce nu reînviat. Că sunt foarte multe produse, pentru că trăim astăzi într-o eră în care vrem să ne întoarcem spre ceea ce înseamnă mâncat sănătos și stil de viață sănătos. Și atunci ne întoarcem undeva în trecut la mâncarea bunicilor și începem să înviem rețetele bunicilor noștri, pentru că chiar dacă nu aveau o cultură gastronomică vastă, ei știau foarte bine ce să asocieze în farfurile lor și erau mult mai sănătoși decât noi și aveau o viziune asupra a ceea ce puneau în farfurie. O să vă zic acum, tocmai pentru a pune punctul pe ei, dar bineînțeles fără a da nume, pentru că nu asta este ideea. Eram împreună cu o delegație străină și au fost invitați să ia o scurtă gustare, că nici măcar nu pune, era masă în adevăratul sens al cuvântului, o gustare într-o locație din Brașov, centrală. Am mers acolo, foarte frumos, locația superbă din punct de vedere al amenajamentului, cum era acolo, era foarte frumos. Ți era mai mare dragul primitor să intri? Primitor, da. Problema a fost în momentul în care a început servirea, în momentul în care am văzut ce se dădea, în ce consta acea gustare, deci era o brânză leșinată de câteva zile, probabil, o roșie la fel, în același stil, o pălincă, o țuică, care probabil că făcuse într-un cazan plumbuit, că era vai mama leu. Deci eu, personal, ca și, nu știu, brașovean, am rămas profund dezgustat de ceea ce a fost acolo. Deși, repet, totul, turul pe care ei îl făceau și mi-am însoțit o mare parte din el, era bine gândit, se vedeau multe lucruri frumoase din Brașov, tradiții, da? A fost și un dans acolo, probabil că dansul ar trebuia să -ți ia ochii de la mâncare sau ceva de genul ăsta, dar am rămas cu un gust amar. De ce? Pentru că, și aici vreau să vă întreb, să vedem, pentru că e o legătură între partea culinară și turism. Adică îți vine un străin la tine, în oraș, încerci să îl duci în cele mai frumoase locuri, dar îi oferi acolo o mâncare și o servire de jumătate de stea, probabil. Bazându-te, eu i-am întrebat pe oamenii aceia, bun, dar de ce așa? Că știu că se poate mult mai bine și nu e mult mai scump. Oricum, sunt turiști, vin, pleacă. Na, nu cred că e chiar așa. Sau cel puțin asta nu e, eu n-aș gândi așa. Da, nu gândim noi așa, dar vedeți că cei care organizează genul acesta de evenimente și au locațiile prestabilite dinainte, nu se bazează pe tradiția și pe numele locului respectiv. Nu mai verifică să vadă dacă standardele sunt actualizate. Și atunci e greu să faci o masă pentru 120 de persoane, să ai doi ospătari și să reușești să ai și produse care să te și pună în valoare ca și jucător în acest domeniu. Din păcate, aveți dreptate. Aici este problema serviciilor în domeniul acesta, pentru că nu punem preț pe oaspetele nostru. Nu tratăm oaspetele cum se cuvine. Îl tratăm ca pe un client care vine să ne dea banii și să plece. Din păcate, asta este. Însă omul nu mai e chiar clientul de la supermarket în domeniul turismului. Omul este un oaspet, e ca și la tine acasă.
Adică te străduiești când îți vine un musafir, un oaspete, să-i oferi tot ce e mai bun tu. Ei, cam așa ar trebui să gândească și un hotelier și un angajat în acest domeniu. Și exact cum am spus și mai devreme, omul sfințește locul. Și dacă creierul acestui local este în slujba locului respectiv, cred că și angajații ar putea fi stimulați să abordeze problemele în același spirit cu el. Eu la asta mă gândeam, apropo, că dumneavoastră a spus la un moment dat, la începutul emisiunii, că nu există neapărat o mare deschidere între cei care au aceste stabilimente și pentru a primi oameni în practică, în turism sau alimentație. Și apropo de asta, îmi imaginam cum ar fi ca, nu știu, 10 studenți de la Universitatea Transilvania, de la Facultatea de Alimentație și Turism, să vină acolo și să facă practica, spre exemplu, când vin un astfel de grup, să învețe un mezamplă, să discute cu ei, probabil, într-o limbă străină. A, nu mai vorbesc, cei care erau acolo nici măcar limbă străină nu vorbeau. Adică, uite că loc ar fi, dar probabil că există un zid așa de mare între, nu știu, cei care decid din punct de vedere al ownerii, să zicem, patronii acestor. Există chiar atât de mare în unele părți? Eu zic părți? Că nu este foarte mare. În unele părți este foarte mare și este chiar de neclintit. Dar în alte părți sunt locații în care suntem primiți cu brațele deschise și în care studentul nostru chiar se simte bine și se și valorifică din punct de vedere al cunoștințelor. Însă sunt locații în care nu se desprinde de curățatul de ceapă și de făcutul curățeniei în munca de jos. Și asta este marea supărare. Adică în momentul în care îl pregătești 2-3 ani de facultate, ok, toată lumea pleacă de jos, dar ajută-l să urce și să urce frumos, fără să-i creezi disconfort, fără să-l faci să urască meseria pe care el și-a ales-o, că poate el și-a ales această meserie dintr-o viziune și din dorința de a face bine. În momentul în care se izbește de niște aspecte negative ale domeniului, poate că va fi descurajat. Și atunci este foarte greu, aducându-l din nou la oră, să îi explici și să-l conștientizezi ce înseamnă totuși acest domeniu extrem de plăcut și de drag multora dintre noi, dar din păcate susținerea este destul de slabă pe alocuri. Și continuând această linie, cei care ies de pe băncile facultății, unde încotro se îndreaptă? Aveți așa o idee, adică, nu știu, poate o statistică sau poate din cei cu care ați mai ținut legătura, rămân în țară, rămân în Brașov, pleacă, există ceva așa, nu știu, sau ceva ce simțiți avem, în sensul ăsta? Avem ceva statistici. Ce pot să vă spun? Sunt două sectoare total diferite, dar care converg la un moment dat. Cum se poate face turism fără să evident îi oferi omului o alimentație de calitate? Avem foarte mulți absolvenți de-i noștri angajați în domeniul alimentației la firmele mari din zona Brașovului și destul de mulți care s-au întors acasă, pentru că există agenți economici care valorifică în locurile lor natale. În ceea ce privește domeniul turismului, așa, aruncând o privire scurtă și în ce înseamnă Poiana Brașov și Brașov, mi-am regăsit foști absolvenți în poziții cheie și chiar ale numelor mari din Brașov. De la director de hoteluri, de la director de vânzări în Brașov și nu vreau să le fac reclamă, dar cred că sunt cam singuri așa în lifestyle în zonă și în ceea ce înseamnă turismul acesta de business. Și avem student absolvent al nostru care este director de vânzări. În Poiană sunt 3 sau 4 locații, la fel renumite, care pe lângă șeful de recepție sau directorul de vânzări, chiar director plin al locației respective. Deci ne regăsim absolvenții în domeniu. Însă la toate discuțiile pe care le avem, se plâng de ceea ce vine din urmă și ei se plâng. Pentru că își amintesc cum au trecut ei etapă cu etapă. Din fericire, relaționează foarte bine cu noi acum din pozițiile pe care le au, pentru că au învățat din experiența lor și zic eu că dacă continuăm în acest trend, reușim să oferim pieții resurse de muncă calificată și de bună calitate. Gândeam așa că faptul că dumneavoastră practic sunteți, mă refer la Facultatea de Alimentație și Turism, cei care creează niște semințe care ar urma să germineze. Problema e că dacă nu sunt puse pe un teren propice,
iată, dacă sunt puse pe un teren propice, vi se și întoarce și dumneavoastră și la rândul, adică dumneavoastră ca și facultate, și beneficiază inclusiv studenții, evident. Exact. Dar dacă nu germinează acolo unde sunt puse și sunt trimise la cules de cartofi, ceapă și mai știu eu ce, și atunci e evident că nu se întoarce nimic la nu noi. Se întoarce nimic, nici acolo și nici către studenți. Totuși, din punct de vedere al valorificării, să zicem, oamenilor în turism, citeam un studiu de curând, conform căruia 80% din meserile actuale, acum aflate în 2016-2017, în 15 ani de zile, vor dispărea. Cam ăsta este trendul societății. Printre partea de alimentație și turism nu se numărau acestea, deci iată, se încadrează în cele 20% care nu vor dispărea. De ce? E normal, pentru că turism probabil turism până și alimentație va exista. Se va inventa teleportarea, probabil că turismul va fi în continuare. Și atunci tot trebuie să te cazezi într-un hotel, probabil. Sunt locații care în Japonia și sunt niște centre pilot care deja nu mai folosesc oamenii, ci folosesc roboții pe post de recepționeri, dar cred că feedback-ul lor nu este chiar pozitiv. Omului îi place încă să interacționeze puțin cu oamenii, totuși. Da. Mai avem numai foarte puțin timp și voiam să îmi spuneți care sunt planurile de viitor ale Facultății de Alimentație și Turism prin ochii dumneavoastră. Prin ochii mei îmi doresc ca la împlinirea a 10 ani de când ne aflăm pe piața... Care va fi? Va fi la anul. În 2017. În 2017 împlinim 10 ani de când am luat ființă în această formă. E o istorie a facultății pe care am mai spus-o și în alte rânduri în presa brașoveană. În această formă ființăm din 2007. Îmi doresc foarte mult să devenim un nume recunoscut și la nivel național și la nivel internațional, să furnizăm absolvenți de foarte bună calitate cu care să... Știu și eu să relaționăm pe viitor foarte bine, astfel încât conceptul și brandul de alimentație și turism să crească și să avem în continuare, poate optimist spus, mult mai mulți studenți, dar stăm și în prezent foarte bine, pentru că suntem destul de căutați în contextul acesta în care toată lumea își dorește să călătorească și să primească servicii de calitate. Doamna Canjaru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secretele Brașovului. Vă urez să aveți mulți studenți și de calitate, iar mintea oamenilor de pe urmă să se deschidă și în locațiile brașovene și nu numai, în întreaga țară, ca să existe acest schimb de tinerețe, informații și până la urmă care să ducă la bunul mers al alimentației și turismului în România, pentru că ar trebui să ne bazăm pe asta în viitor. Ar fi frumos și cred că această schimbare de optică va avea loc odată și cu schimbarea generațiilor. Și cu cât va fi un aflux de tineret care are cu totul altă optică în ceea ce privește domeniul, cred că lucrurile vor merge pe făgașul normal și ne vom dezvolta și din acest punct de vedere. E păcat să nu valorificăm turismul într-o țară ca România. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc frumos! Oameni buni, atâta pentru astăzi la Secretele Brașovului. Eu vă mai aduc o dată aminte, mergeți la vot, e un exercițiu democratic. Numai de bine, la revedere!